mulți invitați astăzi. O conferință de presă pe care puteam să o organizez, să zicem, în două moduri. Unul care să vă prezint situația aici la Rece și o alta în care să vedem lucrurile cum sunt la cald, în zona fierbinte. Și am ales să vă invit astăzi să mergem pe care, să vedem o parte din lucrările și proiectele pe care noi le avem în derulare, așa cum sunt cele de la aeroport, așa cum sunt cele de la pediatrie, așa cum sunt cele de la comportamentul de urgențe de la Unești și drumuri județene și comunale care sunt prinse în Programul Național de Dezvoltare Locală. Ținând cont de faptul că pe 25 septembrie se încheie unul din contractele pe care le are Consiliul Județean prin Direcția de Drumuri cu firma care a câștigat contractul și se încheie acest contract de execuție, v-aș invita să mergem împreună pe teren să vedem cum se prezintă situația la cap. Este vorba de, vă spun câteva elemente mari, este vorba de modernizarea drumului județean 243B, fântânelii Motoșeni, contract încheiat în 17.09.2014 cu ordine de începere dată pe 25 septembrie 2014, finalizare 25 septembrie 2016. Valoarea contractului cu tot cu TVA este vorba de 12.523.499 de lei. Valoarea contractului executată la momentul acesta, ultima situație de lucrări a fost la 13 septembrie, e vorba de 5.400.000 cu tot TVA. Deci, contractul este executat la momentul ăsta 43%. Imediat după constituirea Consiliului Județean și în momentul în care am preluat funcția președinte a Consiliului Județean, am pus să știu situația fiecărui proiect în derulare unde se află. Aflând că este cumva mult în urma graficului de execuție, am cerut directorului să am o întâlnire cu reprezentanții firmei de execuție. Au venit, am zis că nu sunt niciun fel de probleme în derulare, că au avut și alte lucrări similare, dar acum o să se concentreze pe lucrarea aceasta, pentru care până 25 septembrie lucrarea va fi executată în bune condiții. Nu sunt niciun fel de obstacol. Am mai făcut o vizită în teren de atunci, când am fost la întâlnirea de lucruri pe care am avut-o în zona podul Turcului și Motoșeni. Cu ocazie care am fost în teren, am văzut atât lucrarea despre care vorbim, cât și un drum comunal, o altă lucrare tot pe PNDR. Situația nu era nici atunci prea rău, în sensul că nu era într-adevăr concentrat de forții pe lucrare așa cum promisese. N-am putut face altceva decât să ne prevalăm de clauzele care sunt contractuale, să facem notificările necesare. Am primit și adresă de la Ministerul Dezvoltării, precum că dacă până pe data de 25 nu sunt situații de lucrări și nu solicităm banii necesari, sunt rezervați să ne mai asigura finanțarea în continuare. Ceea ce este foarte grav pentru. Și vreau să fiți alături cu mine, partenerii în această chestiune și toate celelalte proiecte și să mergem pe teren, să vedem atât situația asta, cât și cealaltă. Eu am pregătit și în 5 minute putem să, în 50 minute putem să mergem pe teren. Cine dorește, sigur, dar nu sunteți obligați să faceți acest lucru. Deci am pregătit cu microbus, cu mașină ne putem urca, mergem până acolo, sunt 60 de km. Într-o oră, în două ore suntem la două ore jumate masă. Da, vedem jos? Mă duc să da, ceva. Da,
era ok să schimb de inițiativa de la mai planific ziua. Da. La 11. La 11 este? La care e? La anul de mobilitate. Urbană? Da. Azi e mult, cu municipalitatea? Da. Nu e, nu? Eu v-am mai spus că participez la concurență. Nu, cu cine? Păi nu, că să, într-o zi, trei conferențe de presă, două adunări și patru meeting. Poate ăsta... A, să mă titulez din munca. E problemă. Deja. Când nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic. Se întâmplă nimic, nu e greu. Da, eu ce să zic. Vă dați seama că chestiunea asta am luat până după ora 16. Că, în momentul în care... Deci nu am gândit-o cu foarte mult timp înainte, că nu a fost o chestiune care nu am. Până credință, hai să vedem ce facem. Deci data rămâne... Și atunci nu se pare că e. Trebuie să știm... 25 este data în care 25. Nu mai primiți finanța. Deci nu mai e nicio... Da, da, s-a încheiat contractul de execuție. 25 este data și în care s-a încheiat contractul de execuție. De pe 2014 nu a fost absolut nicio fel. Atât, astăzi iarnă, a fost o perioadă întreagă, a fost o solicitare, perioada de iarnă cât e zăpadă și timpul rece, nu știu ce, să sisteze lucrările. Da. Normal. Am crezut că au mai fost așa. Ce timp mai face după aceasta? Stați să vedem. Executarea într-o manipex. Înțeleg că vă îndrătați și rezilierea contractului. Păi stați, doamnă, ce să mai reziliez? S-a încheiat. Contractul se încheie cu 25. Ce să mai reziliez? N-am reușit să atragem banii necesari care au existat, n-au fost probleme de finanțare, au fost probleme de execuție. Vremea a fost bună, n-a plouat, n-a... Excelent! Banii vin din măsuri ce-ți fac lucrările prin decontare. Bineînțeles, bineînțeles, situații de lucrări verificate de dirigent, de șantier, de specialiști, trimise la București și se decontează. Și asta face. Și am întrebat și eu ce pot face. Eu, gata. Păi, ne prevalăm de clauze contractuale. Penalități, are și altceva. Și alte licitații. Deci, normal, că sunt alte licitații, iar de banii pâine. Dar vine iarna și... Și vine iarna și cetățenii ce-i vin au? Când poate eu câștigam alte proiecte, dacă... sau... Da, vă rog. Nu, da, aștept. Mă întrebam eu... Procedural, ce s-a întâmplat? Procedural, doamnă, trebuie să mă prevalez de clauze contractuale. Mai departe, s-a terminat contractul ăsta, o nouă licitație, un nou contract, timp pierdut, nu? Sigur, da. Sigur. Dar așa se face? Da, să știu. Da, nu știu să mă fac. Așa presupun eu, dar... Nu știu, o să vedem. O să vedem, da, o să știu de ce. Conform prevederilor contractuale, lucrările se finanțează prin programul de dezvoltare PNDL. Până acum ați văzut ritmul de execuție a lucrării. Acum ne aflăm aici în zona podului, care trebuia reabilitată suprastructura. Numai pe o singură bandă s-a reabilitat. Se vede statul de execuție. Probabil că acum oricum este în întârziere, dar trebuia finalizat și partea cealaltă. Lucrările s-au finalizat într-un procent de 43% lucrările de execuție strade balast, strade piatră spartă, mixturi asfaltice care sunt în două straturi, și urmează să se execute lucrările de șanțuri, acostamente. Avem și șanțuri pereate, nepereate, avem rigole carosabile. Cât ar mai dura toată chestia asta? În general, toate lucrările astea, să știți că ar dura destul de mult, pentru că sunt lucrări care trebuie multă muncă manuală, mai ales pentru șanțuri. Trebuie executat vreo 4300 de metri de șanț nepereat și încă 1000 și ceva de metri liniar de șanț pereat și tot betonul se toarnă manual, vă dați seama că durează. Vine și iarna și oricum în termenul
care trebuia nu s-au încadrat. Domnul președinte, nemulțumirea dumneavoastră, spuneți-ne și noastră. De unde nemulțumirea dumneavoastră? Da, sunt total nemulțumit de calitatea lucrărilor și de neseriozitatea, să zic așa, în general, a unor constructori care iau foarte multe lucrări, se angajează în foarte multe lucrări și nu mai reușesc să le termin. Adică ăștia sunt fonduri din Ministerul Dezvoltării, pe care ar fi trebuit, la ora actuală, lucrarea să fie executată și noi să fim în măsură să putem plăti. În condițiile în care, la început, deci imediat la sfârșitul lui iunie, m-am interesat de situația fiecărui proiect și a fiecărui lucrări, inclusiv de aceasta, aflând de la doamna director și de la personalul de specialitate că suntem într-o oarecare întârziere, am dorit o întâlnire cu tot stafful tehnic, inclusiv cu cei care, cu constructorul. La întâlnire, mi s-a asigurat că nu sunt absolut niciun fel de probleme, că au mai avut într-adevăr și alte lucrări, dar o să concentreze forțele pe această lucrare și că pe 25 septembrie lucrarea va fi finalizată și pe dată la chei. Astea au fost declarații. Am cerut un grafic de execuție pe care a fost, foarte a zis, vi-l trimitem imediat, drept pentru care un grafic de execuție actualizat. Exista. La restul de executat. Nu l-am primit nici în ziua de astăzi. Am mai fost odată în zona aici, la o întâlnire la Podul Turcul și Motoșen și am vizitat, am fost în teren, am găsit o echipă, două de muncitori aici, să lucra la niște podeții cu o macara, atât și nimic mai mult. Ce am putut face? Am făcut notificările necesare către constructor, conform contractului, în care am notificat și am solicitat. Acum ne vom prevala de clauze contractuale cu penalitățile, cu tot ce este, dar asta nu ajută cu nimic în condițiile în care sunt aproape cât lucrarea executată la 43% și noi nu cred că mai asigurăm. Nu, mai avem o situație undeva la Târgu Ocna, dar cu termen la sfârșitul noiembrie sau undeva în noiembrie și acolo suntem cumva la limită. Sper să încadreze și acolo în termen. Prin urmare, pe 25 septembrie sau după 25 septembrie, ce se va întâmpla? Constructorul poate continua lucrarea? Domnul, contractul de execuție s-a încheiat. După aceea o să vedem din punct de vedere juridic, o să mă consult cu așa și vedem care este calea de urmat. Mulțumesc! Mai oprim la utilaje? Nu la utilaje. Nu, mai oprim înainte, acolo unde... Nu, se termină cu piatra spartă și unde se... Acolo, mânul ăla, e un chef. Da, pare că mânul ăla, acolo în curba. Hai luăm câteva cadre aici, un pic. Ok. Partea asta parapeți.
După aia, sigur, l-am spus și mai multe. Deci, investiții importante. Foarte importantă pentru comunitatea noastră, pentru că DG243B deservește 5 state din comuna Motoșeni. Fiecare dimineață elevii de liceu pleacă la podul Turcului și practic jumătate, un sfert din comună este deservit de acest drum. Noi am făcut și personal am făcut rol de pentru ca această investiție să fie, să aibă loc la noi. Și avem nevoie de ea. Ce zic cetățenii acum când nu umblă prin noroi? Așteptăm finalizarea lucrării. Vin la primar, nu? Vin la primar? Mai vin și la primar. Obligatoriu pentru că lucrările sunt și le-am derulat împreună cu Consiliul susținut de sunt lucrările Consiliului Județean, dar sunt împreună le gestionăm. Da, doamna Silvia, e greu să explici, ce să spui explici cetățenilor municipiului județului Bacău de ce nu s-a finalizat lucrarea? Pentru că toți trebuie să fim responsabili și serioși în, și fiecare ce s-a angajat trebuie să-și ducă și la bun sfârșit. Să ne ajungem, să ne prevalăm de clauze, să ne prevalăm de tot felul de chestii juridice, să ne finalizăm treaba. Avem atâtea, acum ne consumăm energia pentru că n-am finalizat, în loc să facem alte proiecte și să ne gândim la alte lucrări care sunt necesare.